E obiectivul județului și răspunde domnul prefect de treaba asta, dar ne vom bucura toți, până la urmă, că scăpăm de mașinile mari din oraș. Primarul municipiului este preocupat de ritmul în care se desfășoară lucrările la centura ocolitoare a Severinului. Constantin Gherghe a declarat că dorește urgentarea lucrărilor la cel de-al doilea tronson. Este obiectiv județean, dar pe noi ne interesează pentru că se va descongestiona în totalitate circulația mașinilor grele din turnul Severin și în sfârșit o să oferim liniște la cetățenii de pe splaiul din turnul Severin. Lucrările sunt finanțate de Uniunea Europeană prin programul ISPA și sunt cofinanțate parțial de Guvernul României. Tot contractul care s-a început e pe finalizare, s-a obținut, la ministrul Boagiu, a obținut extensia contractului de finanțare și tot pe aceleași fonduri. În ceea ce privește termenul, în jur de 1 iulie, deci plus minus câteva zile. Chiar dacă este un obiectiv județean, mă bucur să l-am lângă mine și pe primarul Costel Gherghe, care a venit cu mine aici la fața locului. Am venit să vedem dacă mai au nevoie de ceva, pentru că pe 30 iunie este finalizarea, are loc finalizarea acestor lucrări. Centura ocolitoare a Severinului are o lungime de peste 12 km. Atunci când va fi finalizat și al doilea tronson, traficul greu care traversează acum orașul va fi complet scos din municipiu.